Hei, hei! Eu sunt Ștefanie, tată, bine ați revenit pe canalul meu. Suntem la ziua cu numărul 5 a provocării noastre. Dragilor, astăzi discutăm despre o carte care conține elemente de supranatural. Deși sunt foarte multe variante din care aș fi putut alege, m-am hotărât astăzi să aleg o carte care nu poate neapărat fi integrată în această categorie, dar pe care am ales să o integrez eu, fiind vorba despre... Drum roll, please! Portretul lui Dorian Gray, scrisă de Oscar Wilde. Deși există multe analize care ar integra această carte în alte genuri literare, mi-a fost foarte dor și am vrut să vorbesc puțin despre portretul lui Dorian Gray. Înainte de toate, aș vrea să povestesc puțin cum am aflat eu despre această carte, pentru că nu am aflat așa întâmplător. Pur și simplu, în clasa a noua, nu știu cum s-a întâmplat, nici măcar nu mi-amintesc exact care a fost prima mea interacțiune cu lumea aceasta. Trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit la nebunie de Răzvan Mazilu. Așa de tare m-am îndrăgostit de Răzvan Mazilu, încât am fost la toate spectacolele lui. Și eu am aflat ce să vedeți de povestea lui Dorian Gray prin spectacolul de dans contemporan al lui Răzvan Mazilu. Un spectacol pe care mi-ar plăcea la nebunie să-l revăd în vreo zi, nu știu dacă o să se mai pună vreodată în scenă, însă aceasta este povestea, pentru că după ce am văzut spectacolul lui Răzvan Mazilu, am vrut neapărat să citesc și cartea, ca să văd exact despre ce este vorba, pentru că, bineînțeles, prin dans este mai greu de exprimat anumite scene, însă Răzvan Mazilu și întreaga echipă au făcut un lucru extraordinar acolo. Despre Oscar Wilde am mai povestit în cadrul filmulețelor legate de iubirile interzise ale scriitorilor, filmuleț pe care o să-l las pe aici pe undeva. Oscar Wilde este printre cei mai cunoscuți scriitori estetizanți de limbă engleză, însemnând că situează arta mai presus de viață. Portretul lui Dorian Gray a fost singurul roman complet al lui Oscar Wilde, publicat în 1891, în varianta finală. Prima versiune a fost modificată din teama editorilor, subiectul fiind considerat mult prea îndrăzneț. Wilde a adăugat câteva capitole care, spun criticii, nu au preluat din îndrăzneală, ci au conturat mai bine povestea. Bravo lui! Romanul interpretează teme vechi ale literaturii, precum pactul cu diavolul și obsesia tinereții eterne din Faust, problema duhului, a oglindirii, și chiar o reinterpretare a legendei lui Narcis. Protagonistul este Dorian Gray, ce să vedeți. Un tânăr extrem de frumos și de fermecător, am putea spune chiar un hedonist. Prietenul său, Basil, îi pictează portretul lui Dorian. Acesta, văzându-se în portret, rămâne fermecat de propria lui frumusețe și se amărăște auzindu-l pe aristocratul Harry povestindu-i despre faptul că va îmbătrâni și că înfățișarea sa se va schimba complet. Atunci, Dorian spune că și-ar dori să rămână pentru veșnicie tânăr și să îmbătrânească tabloul în locul lui. Lordul Harry începe să aibă o influență din ce în ce mai negativă asupra lui Dorian, oricât de mult ar încerca să intervină Basil. Deci avem și acest cântar, îngerașul și drăgușorul. Îl duce în zone interzise ale Londrei, unde viața de noapte era vulgară, și la spectacolele teatrelor răufamate. Acolo, Dorian o întâlnește pe Sibyl, o tânără actriță de care se îndrăgostește pe loc. Deși la început Dorian i-a mărturisit că o iubește și i-a declarat dragoste eternă, spunându-i că nu-i pasă de această diferență dintre clasele lor sociale, cu timpul, influențat de latura egoistă a lui Harry, Dorian ajunge să o respingă pe Sibyl. De durere, aceasta se sinucide. După acest episod, Dorian merge să vadă tabloul pe care l-a pictat prietenul său Basil și observă că tabloul este complet schimbat. Și aici, bineînțeles, intervine partea de supranatural. Da-da-da-di-dam! Sper să nu-mi sară lumea în cap că de fapt n-am ales cum trebuie cartea, dar mie mi s-a părut foarte interesantă această alegere, poate total neașteptată. Astfel, pe fața portretului au început să apară riduri, iar Dorian a văzut urâțenia faptelor sale în tablou. Dorința lui Dorian s-a îndeplinit. Acesta rămânea tânăr în timp ce tabloul se urâțea,
iar tabloul se urâțea în conformitate cu actele nesăbuite și urâte ale lui Dorian. Deși pare că v-am povestit aproape toată cartea, să știți că nu v-am povestit aproape toată cartea, mă rog, sunt convinsă că mulți dintre voi deja au citit-o. În cazul în care nu ați citit-o, trebuie să o citiți pentru că face parte din acele titluri clasice care merită citite din punctul meu de vedere. Finalul este impresionant. Așadar, întrebările de astăzi sunt în felul următor. Ați citit cartea Portretului Dorian Gray? Dacă da, ce părere ați avut? Și cea de-a doua întrebare este: ce carte cu elemente de supranatural v-a impresionat pe voi? Dar vă rog, vă rog, vă rog, dacă se poate, să nu menționați de ceva horror, pentru că știți voi, nu, eu nu pot. Așadar, aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Aceasta a fost ziua cu numărul 5 a provocării noastre. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Să aveți o zi super, super bună! Ne vedem mâine! Pupi, pa!